Un apel la 112 anunța ieri de dimineață că un microbuz plin cu pasageri s-a răsturnat la kilometrul 24 al autostrăzii București-Pitești pe raza localității Bolintin-Deal. Pe baza informațiilor de la fața locului, autoritățile au pus în aplicare planul roșu de intervenție, în colaborare cu forțele aparținând ISU București-Ilfov și Serviciului de Ambulanță București-Ilfov, au acționat și echipaje ale ISU Giurgiu. La locul solicitării s-au deplasat o auto specială de lucru cu apă și spumă pentru descarcerare aparținând detașamentului de pompieri Bolintin-Deal și echipajul SMURG Mihăilești. După executarea recunoașterii s-a constatat că nu existau persoane încarcerate. S-a intervenit pentru acordarea primului ajutor medical, deconectarea bornelor bateriei, evacuarea bunurilor și transportul victimelor la spital. În urma accidentului au fost rănite 6 persoane, 2 copii și 4 adulți, care au fost transportați la spital cu ambulanțele SMURD și cele ale Serviciului Județean de Ambulanțe. Potrivit polițiștilor care investighează cazul, autovehiculul s-a răsturnat în urma unei explozii la unul din pneurile din spate, ceea ce a făcut ca șoferul să piardă controlul mașinii.